Noi am vorbit de Oscar. Ți-ai minte? Dă-te leac mai aproape. Nu, uite, tu te crășești ca pampasele o mâncat, mere o mâncat, apă băut, ciocolată... Tu la tine, fată, hăi? Ai să o întrești pe... Pe Lara Croft? Da. Noi am vorbit de Oscar. Ți-ai minte? Da. Și filme ai văzut de la Oscar? Da. Poți să spui mișuni de asta? Nu. Dă-și-ai pe ființă. Deși e pe eu vreau ca noi să vorbim despre festivaluri internaționale de film. Pentru că Oscar, foarte mulți oameni îl cunosc, dar ăsta de fapt nu este un festival internațional de film. Ăsta este o ceremonie unde se dau premii pentru filmele americane. Deci nu este un film un festival internațional de film. Dar în lume există câteva festivaluri de clasa cele mai bune, cele mai cunoscute, da? Primul în an e festivalul de la Berlin. Și pentru că noi nu am vorbit de el, eu aș vrea noi azi să vorbim de Berlinale și premiile care au fost acordate. Mie îmi pare corect, o lume întreagă pe noi ne ascultă, da, Just? Iar să scrie 31 de abonați. Hai să începem. Premiul mare a fost luat de... Touch me hot. Touch me not, mai. De la nu mă atingi, atingi-mă fierbinte, da? Touch me not. Este debutul regizoarei. Este din România. Este o combinație între filmul documentar și filmul de ficțiune. Aici sunt actori neprofesioniști și actori profesioniști. Personajul central este Laura, o femeie din Anglia care este traumată, ea nu poate accepta ca cineva să o atingă și nici nu poate atinge pe cineva. Adică și denumirea filmului, Touch Me, nu mă atinge. Și aici și îmi trezește mie curiozitate enorm să văd filmul ăsta, e anume combinația dintre documentar și ficțiune și tema, nu mă atinge. Adică ea are scene pe bune filmate documentar și are scene înscenate și foarte mult conținut din filmul ăsta, cred eu, este încărcat de trăiri vii. Înțelegi ce vreau să spun? Da, 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 da. Acolo sunt actori cu dizabilități. Cu toate că am auzit multe păreri negative despre decizia juriului, că nu ăsta poate merita, dar tema, felul cum a făcut ea filmul ăsta, mie îmi trezește interes și eu neapărat o să-l privesc. Deci filmul a luat premiu Ursul de Aur pentru cel mai bun film. Nu las telefon. Și premiu se numește Best First Feature Award. Premiul ăsta a început să dea din 2006 și el se dă mai mult pentru producție. 50.000 de euro și se dă pentru debut. Mie îmi pare că mă ating că doar pentru debut. Deci următorul film, Mag, Mag corect să spune? Mag, Mag. Următorul film, Mag. Pune-o pe dânsă, știi, mă dai din buză. Hai încă o dată. Următorul film, Mag. Regizat de Malgorzata Zumowska, Polonia. Un om suferă un transplant de față și experiențe legate de problemele de identitate. Îmi place. Asta e filmul care a luat Jury Grand Prix. The Heiresses. Regizat de Marcelo Martinesi, Paraguay. Filmul ăsta a luat premiu pentru cea mai bună actriță și premiul Ursul de Argint Alfred Boyer Prize. Premiul dat se dă pentru acel film care deschide noi perspective în arta cinematografică. Filmele care aduc ceva nou, care vin cu un aer proaspăt, da? Alfred Boyer Prize. Despre și filmul. Cela și Chiquita. Hai să-i memorizăm. Cela și Chiquita, ambii descendenți ai familiilor bogate, au trăit 30 de ani împreună. La un moment dat, starea lor financiară nu merge atât de bine. Sunt nevoite să-și vândă multe din bunurile materiale pentru a supraviețui. Din cauza datoriilor, Chiquita este închisă pentru acuzații de fraudă. Cela rămâne singură și se ciocnește față în față cu realitatea
trebuie să fac lucruri care nu le-am mai făcut niciodată. Gen, să lucrez. Adică, cumva, filmul meu nu despre această celă care încearcă să se integreze în societate, da? Se numește Insula Câinilor. Regizor Wes Anderson, America, a luat premiul cel mai bun regizor. Este o animație, acțiunea. Iar asta nu e Japonia. Acțiunea se petrece în Japonia, situată în Japonia, dar filmul e american. Îmi place să-i lua după ceva japonez. Nu, dacă se petrece în Japonia, n-a să știi despre Ștefan cel Mare, nu? Nu, înseamnă... El ca stilistic arată bine, este unic, aproape unic. Regizorul ăsta mai are, e că nu-ți minte animația cum se numește, despre vulpi, știu că tot cam în această stilistică e făcut și Insula Câinilor. Acțiunea se petrece în Japonia, în viitor, și din cauza unei gripe canine, toți câinii au fost trimiși, băgați pe o insulă. Personajul central este un băiețel pe nume Atari, care pornește în căutarea câinelui său. Odată și toți câinii se află pe o insulă, da? Dar el nu are voie să-și aducă câinile acasă pentru că există gripa canină. Pe insula asta sunt câțiva câini, Chef, Rex, Boss, Duke și King. Aceștia sunt câinii care decid să-l ajute pe băiețel și să-l apere de conducerea țării care e pe urmele băiatului. The Prayer by Cedric Kahn, Franța. Este un film despre un băiat narcoman care decide să se vindece prin rugăciune, credință. El merge în munți unde mai sunt și alții ca dânsul. Și prin credință ei încearcă să se vindece. Deci a luat premiul pentru cel mai bun actor. Muzeul Alonso Ruiz Palacios, Mexic. Muzeul a luat premiul pentru cel mai bun scenariu. În 1985, un grup de criminali băteau în joc securitatea Muzeului Național de Antropologie din Mexico City pentru a extrage 140 de piese preistorice din vitrinele lor. Nici pot spune că n-am văzut filmul. Următorul film, Dovlatov, film rusesc. Alexei German. Este un film biografic. Dovlatov petrece 6 zile cu un scriitor rus care a văzut mult dincolo din limitele rigide ale Rusiei sovietice din anii 70. Sergei Dovlatov a luptat să-și păstreze propriul talent și decență cu poetul și scriitorul Josef Brodsky. În timp ce el urmărea pe prietenii săi din industria muzicală, devenind zdrobiți de mașinile de stat ferate de fier. Bună, și traducerea Google Translate. A luat premiu pentru, și pare curioasă treaba asta, la Oscar noi am avut două premii. Premiu pentru costume și premiu pentru scenografie. În cazul dat, la Berlin, se dă unul și același premiu și mi-e pare mult mai corect așa. Uh-huh. Adică costumele și scenografia e o singură categorie în comparație cu Oscar. Acolo se dau două. Dar asta e vizual, cum amenajăm spațiul și până și cum e îmbrăcat actorul sau și stă pe masă, parcă ar face parte din aceeași. Bă, bun, asta nu e treaba noastră, cum să discutăm, dar și-am observat a diferență. Uh-huh. In the Iceless by Thomas Stuber, Germania. Filmul ăsta e despre un creștin care începe să lucreze ca un stivuitor la un supermarket. Și este stivuitor. Google Translate. e un fel de ăsta care ăsta e shelf de la raft, nu? Deci în genere cum nu... Care îi aranjează pe rafturi produsele. Posibil. Mă întrebai și înseamnă stivuitor, da? Acest film a luat premiul Guild Film Prize. Este format din 3 membri care conduc cinematografia și sunt membri ai Kino Guild, Asociația Germană a Cinematografilor de Artă. Juriul acordă premiul său unui film
care participă în concurs. Așa, și alt premiu e Prize of the Ecumenical Jury. Este un premiu de film independent care se acordă filmelor artistice de lung metraj la mai multe din festivalurile importante de film, începând cu 1973. Adică ei sunt prezenți nu doar la Berlin, dar la toate festivalurile importante, internaționale de film. Există așa un grup de oameni care acordă Ecumenical Jury Prize. Și e și curios, de fapt nu sunt sigur 100%. Președinte al juriului a fost Tom Tykwer, care este un regizor... Poftim? Da. A, cunoști. Ideea e că el a fost președintele juriului, el este german, dar niciun film german din competiție nu a luat premiu. Și doar uite, ăsta care acum am vorbit german, a luat un premiu acordat de Asociația Germană a Cinematografiilor, da? Dar nu de, mă rog, juriul în conducere cu Tykwer. Și acum e ca următorul film. Frieda Essing-Quiberon, da, este german, nu a luat premiu. Despre și eu pe scurt acum, hai să o luăm scurt. Într-o clinică de dezintoxicare, Romy Schneider îi oferă un interviu la doi jurnaliști, pare mi se. Deci sunt trei zile în care asta oferă un interviu. Despre asta e film. Dansel, David Zellner și Nathan Zellner, posibil sunt frați. Joacă Robert Pattinson. Nu a luat niciun premiu. Despre filmul, un om de afaceri călătorește spre vest pentru a se alătura logodnicului său în munți. Daughter of Mine, Laura Bispuri, Italia. O fică sfâșiată între două mame, mama biologică și mama vitregă. Da, asta vitregă o crescut-o cu dragoste și asta biologică care, mă rog, o revendică instinctiv. Don't worry, he won't get far on foot. Asta e așa, interesant. Un tip, în urma unui accident, a rămas invalid. Uh-huh. Și el are probleme și cu mâinile și stă în cărușor de invalid. Dar el își găsește revendicarea și dragostea față de viață prin artă. Și anume pictează desene animate care sunt foarte controversate. Dar asta e ceea ce dă un nou sens al vieții lui. Eva e un film în urma unei furtuni puternici de zăpadă, un dramaturg se retrage într-o cabană unde se întâlnește cu Eva, o femeie misterioasă. Atât? Da. My brother's name is Robert and he's an idiot, da? Fratele meu îl cheamă Robert și el e idiot. Film german. Philip Groening. E vorba despre doi frați, o fată și un băiat gemeni, încurcați într-o poveste despre pubertate, filozofie și sexualitate. Pig este un film porc? De... Da, posibil asta să-l numim de porc. Mani Hagighi, Iran. Regizorii iranieni sunt omorâți de un ucigaș în serie și un regizor iranian negru, Hassan Kasmai, este foarte curios de un singur lucru. De ce ucigașul ăsta nu îl urmărește pe dâns? Interesant! Season of the Devil by Love Diaz, Filipine. Un film alb-negru. Este un musical, anti-musical, o operă rock care se încadrează în mitologie. The Real Estate, Måns Månsson, Axel Pettersson, Suedia. După o viață de decadență și alocații lunare, Nojet, de 68 de ani, moștenește o clădire de apartamente din centrul orașului. Ei spare că clădirea asta se aduc foarte mulți bani și bogăței, dar de fapt totul se transformă într-un blestem. Transit, Christian Pezel, Germania. Deci un om fuge de invazia nazistă și își asumă identitatea unui om mort, al cărui
ziare Le Possible, da. Cam asta. Autor. July 22, da? Nu știu ce înseamnă de fapt U ăsta. Deci 22 iulie, Eric Pop, Norvegia. Posibil este un film făcut pe fapte reale, care a avut loc în 2011, lagărul de vară Utoia, de asta se numește U. Și e vorba de, noi ne întâlnim cu o cajă, da? Cu 12 minute înainte ca primul împușcat să fie tras. Ziua care în curând va fi cea mai gravă zi din istoria modernă a Norvegiei. Ești cam asta, zice, asta este, să filmul și acum haide. Și filmii ți-au trezit mai mare interes. Filmele care au luat premii și filmele care nu au luat premii, tot. Așa la cu porcul. E, așa așa știu. Pur și simplu, eu sunt foarte curios să-l văd. Mi-e tare îmi place Iran. Filmele, da, din Iran, mi-e, da, foarte tare, da, îmi plac, dar așa ceva în Iran n-am mai întâlnit și în regizorii iranieni care sunt omorâți de un ucigaș în serie. Și regizorii, dar de ce regizorii iranieni? De ce nu alt, de ce nu scenariști? De ce nu am de alte profesie, știi? Legat cumva și de film și așa parcă are un umor negru, da? Umor nihilistic. Am învățat. Thank you.